Aici Radio Europa Liberă. Vlad Georgescu s-a născut la București, la 20 octombrie 1937, într-o familie boierească. Istoricul Mihai Botez îi menționează printre înaintașii lui Vlad Georgescu pe generalul Ion Georgescu, bunic din partea tatălui, care fusese aghiotant al regelui Carol I, și pe Emanuel Porumbaru, bunic din partea mamei, care a fost un important membru al Partidului Național Liberal, ministru de externe și președinte al Senatului României. Vlad Georgescu a urmat cursurile școlare la Liceul Sfântul Sava, ani în care pasiunea pentru istorie a devenit o certitudine. Deși istoria familiei sale nu era una pe placul comuniștilor, a reușit să absolve Facultatea de Istorie a Universității din București. A obținut titlul științific de doctor în istorie în anul 1970, tot la Universitatea București. După facultate, a lucrat cercetător la Muzeul Româno-Rus, muzeu care era condus de Scarlat Kalimachi. După desființarea muzeului, a fost transferat la Institutul de Studii Sud-Est Europene, condus de Mihai Berza. A rămas în Occident în 1979, după ce în anul 1977 a fost ținut în arest timp de 2 luni sub acuzația de trădare în urma publicării unui text critic la adresa regimului. A devenit colaborator, apoi director al departamentului românesc al postului de radio Europa Liberă între anii 1982 și 1988. Ca istoric, a publicat în Occident istoria românilor, de la origini până în zilele noastre, prima ediție 1984, de asemenea istoria ideilor politice românești 1369-1868. În 1987 a fost publicată în Statele Unite cartea lui Ion Mihai Pacepa, Orizontul Roșii, cu dezvăluiri despre sistemul comunist din România, îndeoseb despre regimul Ceaușescu. Vlad Georgescu s-a hotărât să vorbească despre această carte și să difuzeze în seria Fragmente din Orizontul Roșii în cadrul unei emisiuni. Inițiativa era periculoasă și Vlad Georgescu a fost avertizat că vor exista efecte incomode imediate. Chiar și așa, Vlad Georgescu a decis să vorbească despre carte. Iar un an mai târziu, în iulie 1988, a fost diagnosticat cu cancer. A fost operat, iar biopsia a relevat că era vorba de o formă agresivă de cancer. Se presupune că a fost asasinat prin iradiere. Noel Bernard și Mihail Cizmărescu, Radu Gorun, cei doi directori precedenți, muriseră tot de cancer. Se presupune de asemenea că decesele lor ar fi fost cauzate de iradieri. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.